doamnelor și domnilor, la comentariul zilei sunt Adriana Deascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află, ca de obicei, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-am regăsit! Am văzut de 1 mai acțiunea celor de la PSD care au făcut curățenie în Parcul Central. Da, știi cum sunt curățenile astea? Cum făcea domnul Luhan, europarlamentar PDL actualmente, când își plimba el freza dată cu gel pe la stația de înaltă tensiune a Suceavei, la ieșirea spre Fălticeni, când prostea el poporul cu televizorul că e mare ecologist. Și cât erau camerele de la vedere deschise, strângea și el două paie, trei lulele, opt surcele și era mare ecologist. După aia mai era domnul Harșoschi, viceprimarul Suceavei, a fost la o acțiune de ecologizare acum 2 săptămâni. Oamenii care veniseră la ecologizare strângeau pungi, sticle din plastic. Domnul Harșoschi dădea interviuri. Acum, la ce au făcut cei de la PSD în genul, au dat cu var 3 copaci. Ce crezi, că acțiunea asta a ținut mai mult decât s-a filmat acolo? Hai, încă 10 minute în plus, cât au mai venit niște mătuși și le-au dat flori. Ei au ieșit acolo, a fost o acțiune. Parcul acela e curățel, din câte știu ce eu. Ce curat, dacă ei vreau, într-adevăr, trebuiau să meargă. Sunt atâtea locuri în Suceava. Uite, ești pe Mărășești, la parcul de pe Mărășești. Da, absolut, la parcul de pe Mărășești. Mai bună acolo, idee. În centrul Sucevei, chiar era curat. Domnul Nechifor a mințit atunci când a spus că era mizerie, că arată foarte rău. Nu este adevărat. Parcul e curat. Acolo am fost și eu cu o stămână. Da, chiar noi. Chiar mai... că noi erau dați copaci cu var. Da, trebuia să spun. Noi, uitați, acești copaci nu sunt dați cu var. Și vin epurii și epurii mănâncă coarja la copac. Da, cu aia sunt de acord. Dar spui tu că arată rău și că este mizerie în parcul ăla, este o exagerare, știi? Și dă prost pentru ei, pentru că lumea care mai merge pe acolo și știe care e adevărul, uite mă, minte. Se puteau duce, cum ai zis tu, pe Mărășești și într-adevăr sunt foarte multe, sau în Arei, la institut, pe acolo, găsești niște locuri. Erau locuri mult mai... Dacă vrei să găsești, să spui, uite domne, că ăștia n-au o grijă, știi? Dar ei cred că aveau niște vari și n-aveau ce face cu ei și au mers să-l dea pe copac să nu mănânce epuri cu arja la... Probabil. De bine, până la urmă, că a ferit copacii de epuri. Da, e și ceva bine în toată povestea asta. Da, dar era și frumos afară, că aș ieși și eu să vorbesc niște copaci, numai că n-aveam găleată și bidinea. Uite, că... trebuia să te lipești de eu ce urmăresc? Acțiunea PSD. Hai să spun că eu, dacă ies acolo, să zic că iese un parc cu bidineaua și cu găleata. Tu te luai și te duceai și îți luai ce trebuia, să duceai în altă parte, la alți copaci, fără televiziune, fără... Nu, și mă duceam. Iar atunci mă duc degeaba. Nu te deau așa degeaba, nu? Dar eu ce să fac? Măcar să le fi făcut imagine acolo. Dar, nu, dar pentru ce să-mi fac dacă eu nu candidez nicăieri? Nu, lor. Dau banii pe parte. Nu, dar să mă duc singur, așa să... Da. Zic că lumea că-s nebun, că dau... Uite și la asta, uite, la Avram dă cu var pe copaci. Și, bă, nu-ți mai ajunge cât ai acum mai... Dai și cu var copaci, ce-ți mai trebuie ție? E o chestie în asta. Că... Asta e de la București, că le-a tras la sarcină. Am zis că s-a întâmplat în toate municipiile. Da, pentru ei mai să facă ceva, numai că au ales prost locul. De fapt, l-au ales bine, că dacă în centru e mai multă era circulație. Era central, e adevărat. Și în parcul ăla sunt oameni în etate, părinți cu copii, știi, și mai vedea lumea. Dar chiar dacă ar fi fost pe Mărășești aici... ar fi compensat prin faptul că s-a dat la televizor, cum dădeau cu var împotriva epurilor. Bun, dar oare noi avem epuri în oraș, în Suceava? I-am văzut doar atunci, de Paște, într-un cadru foarte organizat, păziți. Nu, dar așa, epuri sălbatici, să vină noaptea să mănânce nu coarza cred, acolo. Nu cred. Dar iată, uite, avem lansări de carte vineri. Am lipsit și eu, ai lipsit și tu, din câte știu, da, m-a chemat cineva de la eveniment. Mergeam primul, mă așezam în primul rând și întrebam, da, doamna tatoi, unde? Probabil că era ocupată cu altceva. A venit altă doamnă. Doamna Voș, care este consilia... Fostă Voș, nu știu cum. Paul Voș, nu, e. Da? E în condiție. Ca și așa, și așa, nu mai știu consiliera premierului. Am văzut acolo. E o modă asta, e în tendințe. Să facă doamnele, să nu mă iei acum, că eu nu sunt contra femeilor, să facă doamnele notă separată, știi? Adică să o facă pe-a victimele. Eu plac asta, aud de 40 de ani de zile, că femeile sunt marginalizate și că femeile trebuie să stea la cratițe și la și bla bla bla. Dar femeile, prin faptul că ele își fac organizația de femei la partid, femeile democrate, femeile liberale, femeile cu sarmale în păr, femeile cu la bucătărie și așa mai departe, ele se automarginalizează.
Pentru că nu mi se pare normal ca într-o organizație politică, într-un partid, să fie și organizație de femei. Păi te iau tu exclus singură în cazul ăla, una. Să ne batem de la egal la egal, nu? Asta e partidul cu tare, ce avem? Studenți, ingineri, maestri, iară ca înainte. Și doamna Voș, asta m-a deranjat că a spus că noi femeile trebuie să muncim de 10 ori mai mult decât bărbații pentru ca a ajunge să undeva ajunge în politică. Sus. Deci acum nu-mi permite CNA-ul și nici obrazul ca să încep acum să spun cum ajung femeile în politică. Deci nu toate. Dar să vină o doamna Voș să-mi spună mie că femeile săracele trebuie să facă de 10 ori mai multă treabă pentru a ajunge la vârf în politică, îmi insultă inteligența. Pentru că sunt cazuri în România de femei care nu a fost nevoie de muncă așa mare. Că nu vreau să spun, dar nu e chiar o muncă așa grea să faci ceea ce faci ca să ajungi la vârf. Nu cred că de aia n-ai fost tu acolo la lansare. Nu cred că e așa greu. Da. Bun, și pe final trebuie să-i felicităm pe băieții de la handbal pentru victoria de sâmbătă. Da, chiar în ultima sâmbătă perioadă se descurcă foarte bine și au și noroc. Au avut și noroc, dar au avut și ghinion. Am văzut un meci cu Bacău când, nu le ieșea jocul deloc, când erau ăia de la Bacău în inferioritate și tot long goal. Norocul s-a numit pentru echipa noastră de handbal, accidentarea, cel mai bun atacant de la ei, o accidentare prematură și omul s-a dus și la spital. Cum îl chema? Rusia. Rusia, un jucător din Georgia, înțeleg de la colegul meu, Daniel, care a venit să joace handbal la Suceava și care a ajuns la spitalul județean să-și facă o radiografie la urgențe. Și acolo urgențele la noi nu se prea pot numi așa, din moment ce stai două ore. Da, și Georgiano poate, băiatul nu o fi înțeles sau se duce în Georgia și spune, măi, în România urgența e altfel ca la noi. La noi urgența înseamnă să vină să te ia repede, să te bagi acolo. La spitalul județean Suceava tot ne fudulim că se fac investiții, că se aduc aparate, că facem, dregem, vopsim, punem geamuri, punem clopote și nu știu ce mai punem. Dar când este să demonstrăm ceva pentru cei care vin la noi în ospeție, ne fudulim că era suntem, până la urmă un turist, suntem, da? Suntem județ turistic. În Bucovina. Și vine un băiat care face handbal de performanță și stă 40 de minute pe holul spitalului să-i facă o radiografie. Deci te faci de râs. Degeaba faci investiții și te lauzi și turism și medicamentație și spital, așa, dacă tu nu ești în stare la un sportiv de performanță. Deci la echipa de pe locul 2 în campionatul României, să nu găsești pe cineva sâmbătă la prânz, deci nu în miezul nopții. Este foarte adevărat că în weekend e nebunie la urgențe. Stai un pic, da, Adrian, nu cred că în aceste condiții. Eu nu țin minte ca sâmbătă să fi fost accident pe DN17, pe șoseaua Nordului, cum îi spune, cu 40 de răniți. Nu țin minte să fi fost bătaie între țărani de la pământ. Nu țin minte să fi intervenit jandarmii cu lacrimogene la niște, după niște hoți de fier vechi, să spui că era urgență, că erau unii cu picioarele rupte. Deci nu cred că sâmbătă la prânz a fost un eveniment atât de important, în care un eveniment cu foarte mulți răniți să fie prin spitalul județean, să nu poți face o radiografie la un picior, la un handbalist de la echipa de pe locul 2 în țară. Știi? Deci degeaba se face dacă n-ai cu cine. Din păcate. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!